adevărat că Tatăl din cerul i-a dat ce a avut mai scump sus în cerul sfânt, a dat Fiul Său la disprețul meu, ca să fiu iertat, să fiu salvat în dimineața aceasta. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos în veci de veci. Acum, Domnul Iisus Hristos nu mai este acela blamat, acela scuipat, acela pe care îl goneau pe dealul Golgotei cu crucea în spate ca să-l răstignească, ca pe ultimul om. Nu mai este acela, pentru că el era Fiul lui Dumnezeu și a biruit moartea, a biruit boldul morții. Amin. Și în numele Domnului Iisus Hristos și noi astăzi suntem mai mult decât biruitori. Că Domnul nostru domnește pe tron la dreapta Tatălui. Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Acum noi am păcătuit. Noi am păcătuit, dar venim în dimineața aceasta la Domnul și îi spunem, Doamne, pentru îndurarea Ta cea mare, mai iartă-ne încă o dată dimineața aceasta. În dimineața de astăzi putem să plecăm iertați acasă. Depinde de atitudinea pe care vrei ca să o adopți. Depinde de atitudinea pe care vrei să o ai în prezența Domnului. Poți să spui asemenea vameșului aceluia, am păcătuit, ai milă de mine, Doamne. Sau poți în dispreț să ai atitudinea fariseului. Vă îndemn în această dimineață să ne prăbușim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, ceea ce mă desparte de Tine nu e o mulțime de păcate, este un gând, este un păcat, este o vorbă, este o faptă. Ceea ce desparte pe om de Dumnezeu este păcatul. De aceea n-aș vrea să vă vedeți mai bun decât alții, decât cel din stânga sau decât cel din dreapta. Fiecare a venit în această dimineață la sărbătoare și sărbătoarea este personală. Tu și cu Domnul și cu Mântuitorul tău. Stai de vorbă pe genunchi în prăbușirea ta. Wow. Și Domnul Iisus Hristos, de acolo de prăbușire, poate să ne ridice capul și să ne redea din nou putere de a merge mai departe. Măriți să fie numele Domnului. Să ne plecăm pe genunchi și să-L rugăm să ne ierte.